Dragoș, felicitări, o victorie pe teren propriu importantă, victorie în primul meci oficial din 2022 pe teren propriu. Cum ai descrie meciul? O victorie foarte importantă pentru noi, pentru că băieții și-au dorit foarte tare aceste 3 puncte, pentru că am venit după un meci de la Miercurea Ciuc, din punctul nostru de vedere, nu foarte rău, în care cred că poate putea merita un pic mai mult, dar și s-a adunat așa o anumită, nu frustrare, cât un pic tristețe că puteam mai mult, dar astăzi băieții au fost foarte bine, toți, nu pot să-i remarc pe toți pentru atitudinea pe care au avut-o, pentru felul cum s-au dăruit și au arătat că într-adevăr își doresc mai mult de la ei, de la viață, de la tot. Și au jucat foarte bine. Scorul putea fi și mai mare, au mai fost 3-4 ocazii mari. Da, scorul putea să fie mai mare, până la urmă important e că am câștigat cele 3 puncte, totuși am jucat cu echipă Viitorul Pandurii, eu zic o echipă echilibrată de Liga a doua, care au avut rezultate destul de bune după ce a avut acel început mai greu de sezon, dar o echipă incomodă care a pus probleme la mai multe echipe și, până la urmă, important că ai fost inspirat azi, ai început cu Vlad Bogdan, a și marcat primului gol în Liga a doua, un gol foarte frumos în vincul. Da, mă bucur foarte mult pentru el, nu s-a pregătit bine în această iarnă, acum a profitat de șansă că Alex Militaru a fost accidentat, mă bucur încă o dată că ne-a ajutat să câștigăm 3 puncte, el până la urmă și-a făcut datoria și acum el trebuie să se lupte cu Cirena Senior de la egal la egal, să demonstreze că poate să joace nu numai la Liga a doua, cât și mai sus. Că vorbeam de Vlad, ți-a dedicat victoria. Se poate spune că ți-ai făcut și tu un cadou de ziua ta? Da, îi mulțumesc. Le mulțumesc și tuturor care au venit la stadion și mai ales după meci, mi-au cântat la mulți ani. Da, a fost o zi foarte frumoasă pentru mine. Mă bucur, sunt fericit, pur și simplu, atât că am reușit să câștigăm și chiar și pentru moralul băieților. Pentru că o victorie tot timpul îți dă moral, elan pentru următoarele partide. Urmează o deplasare la Brăila, cum vezi acest joc? Primul rând, o deplasare foarte lungă. Apoi, săptămâna asta sau acum în weekend, o să avem timp să ne uităm puțin și la primele două etape disputate de Brăila. Sper să fim sănătoși și să fim într-o formulă aproape completă pentru meciul de la Brăila. Și acolo să vedem să câștigăm cele 3 puncte. Asta e obiectivul nostru. Că vorbeai de suporteri, nu i-ai mai simțit aproape de 3 luni, ți-au lipsit? Ne-au lipsit foarte mult, i-am regăsit meciul trecut la Miercurea Ciuc și ne-am bucurat foarte mult că au fost lângă noi. Astăzi la fel, o atmosferă frumoasă, la început de primăvară, îi așteptăm un număr cât mai mare și la meciurile următoare, pentru că cred că toată lumea vede că băieții se dăruiesc și încearcă să joace și pentru cei care vin în tribună. Și cred că o fac foarte bine, cel puțin în meciurile acasă. Pentru că se apropie 8 martie, ai un mesaj pentru doamnele care iubesc fotbalul sau domnișoarele? Da, un sincer la mulți ani pentru data de 8 martie și sper ca în următorul meci acasă să avem și cât mai multe persoane de sex feminin în tribună, pentru că până la urmă orică vin domnișoare, doamne, mamele băieților sau surori, pentru noi e un plus, pentru că avem cât mai multe lume în tribună și ne bucură că prin munca pe care o depunem zi de zi reușim să aducem lumea în tribună. Perfect!